bacterii, virusuri, fungi, paraziți, antibiotice, vaccinuri. Dacă te-ai întrebat vreodată care e diferența dintre toate aceste lucruri și nu ai găsit încă o explicație suficient de bună, stai alături de mine în următoarele minute pentru a înțelege odată și pentru totdeauna diferența dintre aceste noțiuni. Bine venit la Brainium, eu mă numesc Vlad și astăzi vom vorbi despre microbi. Ce sunt microbii de fapt? Sunt niște microorganisme, adică niște organisme foarte mici, ce nu pot fi văzute cu ochiul liber doar la microscop, ce trăiesc atât în interiorul cât și în afara corpurilor ființelor vii. De câte tipuri sunt microbii? Există 4 grupe principale de microbi. Hai să luăm pe rând. Bacteriile. Bacteriile sunt microorganisme unicelulare, adică au corpul alcătuit dintr-o singură celulă, ce se înmulțesc și se întrețin singure. Ele sunt de multe tipuri. Sunt rotunde și se numesc coci, sunt în formă de bastonaș și se numesc bacili, sunt în formă de spirală și se numesc spirochete, sunt în formă de virgulă și se numesc vibrioni și multe alte tipuri. Ele pot locui în grup mare și atunci se numesc stafilo sau pot locui într-un șir indian și atunci se numesc streptococi sau streptobacil. Ca structură, după cum am spus înainte, sunt unicelulare, adică alcătuite dintr-o singură celulă. Asta înseamnă că au un ADN, au o citoplasmă și un perete celular. De asemenea, pe suprafața lor, unele mai au cili sau flageli, care le ajută să se deplaseze mult mai ușor. Bacteriile astea nu sunt toate rele, adică le putem încadra în 3 categorii. Bacterii bune, de exemplu cele care fac brânza, cum ar fi diversi lactobacili, sau cele care fac vinul, cum ar fi Acetobacter aceti. Și chiar la noi în intestine avem bacterii bune, cele care alcătuiesc microbiota și ne ajută să digerăm mâncarea și secretă anumite vitamine, cum ar fi vitamina K. Bacteriile rele, adică cele care ne bolnăvesc, cum ar fi salmonella sau bacilul tuberculos care dă TBC sau gonococul care dă gonoree. Și mai avem categoria de mijloc, adică a bacteriilor inofensive, dar care dacă ajung în locuri unde nu ar trebui să fie sau se înmulțesc prea mult, atunci devin rele, cum ar fi, de exemplu, E. coli. Contaminarea cu bacterii poate avea loc pe toate căile. Pe gură, respirator, prin act sexual neprotejat, prin sânge și multe altele. Ca prevenție avem în primul și în primul rând igiena, adică să ne spălăm pe mâini. Și pe noi, evident. De asemenea, e bine să fim atenți și la ce mâncăm, să fie bine spălat și preparat. De asemenea, și activitatea sexuală protejată reduce foarte mult riscul de infecții sau de boli cu transmitere sexuală. Semne tipice ale unei infecții bacteriene sunt febra și prezența puroiului. Ca tratament, când bacteriile ne fac rău și produc o infecție, se dau antibiotice de către medic. E foarte important acest lucru și îl subliniez din două motive. În primul rând, există o grămadă de bacterii și o grămadă de antibiotice și nu merge orice antibiotic împotriva oricărei bacterii. Unele antibiotice, de exemplu, omoară bacteriile distrugând peretele celular. Deci evident că nu va funcționa împotriva bacteriilor ce nu au perete celular. Este doar un exemplu, pentru că antibioticele acționează în foarte multe moduri. De aceea, ca infecția produsă de bacterie să fie vindecată, trebuie luat antibioticul potrivit, în cantitatea potrivită și durată de timp potrivită. În al doilea rând, bacteriile sunt inteligente și se adaptează. Și cu cât se întâlnesc mai des cu antibiotice, cu atât învață să fie mai rezistente. De aceea, una dintre cele mai mari probleme medicale din viitor va fi rezistența la antibiotice și apariția acelor superbacterii care nu vor putea fi combătute cu nimic. Și va fi vai de noi atunci. Soluția este să se ia antibiotice doar atunci când este cazul, adică în infecții bacteriene, nu pentru orice răceală banală care e produsă de un virus. Și că tot am vorbit de răceală, hai să trecem la virusuri. Doresc să fac o mențiune ortografică înainte, și anume a faptului că substantivul virus are două forme de plural, viruși și virusuri. De regulă, prima variantă se folosește în domeniul informaticii, adică la calculator avem virus. Pe când în medicină se preferă cea de-a doua variantă, adică cea a virusurilor biologice. Nu e greșită nici prima, însă se preferă cea de-a doua formă. Revenind, virusurile sunt niște microorganisme foarte interesante. Încă e dezbătut dacă sunt vii sau nu. Ele sunt mult mai mici decât bacteriile și sunt constituite doar dintr-un ADN sau ARN și un înveliș, care poate fi simplu sau poate fi cu țel, așa cum este, de exemplu, în familia coronavirusurilor. În rest, n-au nimic, nu au organite, nu se pot înmulți singure. Pentru asta trebuie să invadeze alte celule, să le deturneze, așa ca teroriștii, și să se folosească de mecanismele lor
celulelor interne. Se înmulțesc și produc milioane de alte virusuri care la rândul lor infectează alte celule și așa se produce boala. Bineînțeles că sistemul nostru imunitar intervine în apărare, însă până se formează suficienți anticorpi specifici împotriva acestui virus și până se formează memoria imunologică, durează câteva zile. Mai multe lucruri despre această imunitate cu memorie am discutat în videoul despre vaccinuri, al cărui link l-am pus în descriere și se poate accesa dând click aici sus. Contaminarea se realizează și aici pe toate căile. Pe cale respiratorie putem lua virusul gripal sau coronavirusul, pe cale digestivă Ebola sau rotavirusul la copii, pe cale sexuală, cum ar fi HIV, pe cale sanguină, cum este hepatita B, și altele. Din nou, ca prevenție avem igiena mâinilor și igiena alimentară. Numai așa, ca fapt divers, hepatita A se numește boala mâinilor murdare. Foarte importantă este activitatea sexuală protejată pentru a nu transmite HIV sau herpes. De asemenea, purtatul măștii pentru a nu transmite virusuri pe calea respiratorie, cum e coronavirusul. Și probabil cel mai important mod de a preveni bolii virale este prin vaccinare. În episodul despre vaccinuri, al cărui link l-am pus deja în descriere, am explicat foarte pe larg cum funcționează vaccinurile și de ce sunt atât de importante. Ca medicamente se folosesc antiviralele, nu antibioticele. Și subliniez acest lucru din două motive. În primul și în primul rând, antibioticele nu acționează în niciun fel asupra virusurilor. Iar în al doilea rând, luând antibiotice degeaba pentru o răceală, o gripă sau un herpes, nu face altceva decât să ajuți bacteriile să devină mai rezistente la antibiotice, adică lucruri de care am discutat înainte. Deci, fără antibiotice în infecții virale. Paraziții. Nu mă refer la trupă, ci la niște microorganisme care fac parte din clasa eucariotelor, adică sunt niște celule care au un nucleu cu ADN înăuntru. Seamănă foarte mult cu celule animale sau umane. Practic, în această grupă intră organisme pluricelulare, cum ar fi viermi, adică tăinile sau limbricii, și organisme unicelulare, cum ar fi protozoarele, de exemplu, adică giardia, toxoplasma, plasmodium. Ideea e că paraziții ăștia dau infecții destul de nasoale. În ceea ce privește contaminarea, parazitozele, adică infecțiile produse de paraziți, sunt legate de animale și se transmit pe cale orală, adică pe gură, prin nespălarea mâinilor, nespălarea fructelor și a legumelor înainte de consumare, neprepararea cărnii sau prepararea insuficientă a produselor animale. De exemplu, carnea de porc, care n-a fost verificată de veterinar și care nu a fost gătită suficient, poate conține trichinela, care dă trichineloză. Mai sunt paraziți, precum plasmodium, care se transmit prin înțepătura de țânțar și dă malaria. Pisicile, de exemplu, pot transmite toxoplasma, care dă o boală foarte gravă pentru gravide. Principala metodă de prevenție este, din nou, igiena mâinilor și cea alimentară. Trebuie spălate foarte bine fructele și legumele înainte de a le consuma, carnea trebuie preparată foarte bine și trebuie luată doar din surse verificate de veterinar și obligatoriu animalele de companie trebuie vaccinate și deparazitate. E simplu, nu? Tratament există cu medicamente antiparazitare, deci nu antibiotice, că sunt inutile împotriva paraziților și a virusurilor și pentru că produc creșterea rezistenței bacteriilor antibiotice. Fungii. Ultima clasă povestită astăzi este cea a ciupercilor și mucegăiorilor. Nu acestea, ci acestea. Aceste organisme se înmulțesc prin spori, care sunt foarte, foarte rezistenți. În ceea ce privește contaminarea, fungii se transmit fie prin contact, adică le de o altă persoană sau le de la sală, să zicem, de la duș, fie pe cale respiratorie, adică le inhalezi. Prevenția cea mai bună este, din nou, igiena. Și e foarte bine că atunci când nu faci duș acasă, ci faci la sală sau într-un hotel, să folosești șlapii, ca așa să nu cumva să îi ciuperci la picioare. Tratamente există, cu antifungice. Nu cu antibiotice, din nou. Dacă vreți să știți mai multe, puteți să aruncați o privire asupra surselor din descriere. Noi știm că microbii sunt absolut peste tot. Dar oare chiar și în noi nu ne fac rău? De ce sunt acolo? Pot să ne influențeze creierul și comportamentul? Putem face ceva să scăpăm de ei? Dacă vreți să știți ce e cu bacteriile care trăiesc în noi și cum ne influențează, rămâneți alături de mine următoarele minute. Bine ați venit la Brainium, eu mă numesc Vlad și astăzi vom vorbi despre microbiotă sau despre universul de bacterii ce trăiește în intestinele noastre și despre cum ne influențează. Dar pentru început, hai să vedem cum ajung bacteriile în intestinele noastre. Noi, când suntem în uterul mamei, suntem sterili, că acolo nu sunt bacterii.
Însă, când ne naștem și ieșim prin canalul vaginal afară, acolo deja nu mai e steril, acolo e plin de bacterii, care toate ajung pe noi și în noi. Dar e foarte bine că se întâmplă asta, pentru că prin această colonizare bacteriană, corpul bebelușului începe să-și facă propria armată, adică să-și creeze sistemul imunitar. Ba mai mult, unele bacterii, când ajung în intestin, având de toate, rămân acolo. S-a observat că acei copii născuți prin cezariană, care nu primesc acest starting kit de bacterii, sunt mai predispuși să facă anumite boli mai încolo, cum ar fi obezitatea sau diabetul zaharat. Tot acest sistem de bacterii din și de pe corpul nostru, cu care suntem într-o relație de interdependență, se numește microbiot. Și durează cam 2 ani până se formează și este unic pentru fiecare persoană, exact cum sunt și amprentele. Din ce este alcătuită microbiota? În principiu, sunt aceleași clase de microbi discutate într-un episod precedent, al cărui link l-am pus în descriere, adică bacterii, virusuri, fungi și paraziți. Dar majoritare și importante în intestin sunt bacteriile. Avem câteva sute de miliarde de bacterii în intestinul nostru, adică de câteva ori mai multe decât avem celule în corp. Și acestea aparțin câtorva mii de specii de bacterii. Bineînțeles, într-un intestin sănătos. Microbii ăștia, dacă ar fi să-i clasificăm, după cum am văzut și în episodul precedent la care am cu referire, sunt de trei tipuri. În primul rând sunt cei răi care ne îmbolnăvesc, cum este, de exemplu, salmonella. Despre aceștia am vorbit mai mult în acel episod despre care am vorbit. Apoi mai sunt cei așa, cu care trăim bine, mersi. Singura problemă este că dacă ajung unde nu trebuie sau dacă se dezvoltă mai mult decât trebuie, atunci încep să-și facă de cap și pot să ne îmbolnăvească. Ei se mai numesc și oportuniști. Un exemplu ar fi bacteriile care produc tartru, care abia așteaptă să nu ne spălăm pe dinți. Dar dacă ne spălăm pe dinți, stau foarte cu mința locul lor. Și apoi mai sunt și colonizatorii buni, pașnici, cei care ne fac bine și ne ajută. Adică suntem într-o relație de ajutor reciproc cu ei. Și aceștia sunt cei mai importanți din microbiota noastră intestinală. Practic, lor le este dedicat acest episod. Care este rolul microbiotei și a bacteriilor bune? Importanța microbiotei este o chestiune destul de nouă în medicină și se tot descoperă ce influență puternică are asupra întregului organism. Adică se știa de mult despre rolul pe care îl are în digestie, în dezvoltarea noastră și în apărarea organismului, dar se pare că această simbioză dintre cele două lumi, de cum mă refer la lumea bacteriilor din intestinul nostru și lumea celulelor din organismul nostru, este mult mai puternică decât s-a crezut. Prin urmare, rolurile ar fi următoarele. În digestie. Ne ajută inclusiv cu ceea ce noi nu putem digera, precum ar fi fibrele vegetale. În secreție. Adică secrete diverse lucruri de care noi avem nevoie, cum ar fi vitamina K. În apărare. De foarte multe ori, bacteriile bune din intestin le distrug pe cele rele, apărându-ne de ele. Modularea sistemului imunitar. Pe lângă faptul că ajută sistemul imunitar să se dezvolte, de-a lungul timpului, aceste bacterii au stabilit o legătură foarte bună cu sistemul imunitar, învățându-l pe cine să distrugă și pe cine nu, adică pe ele să le cruțe și pe ele să omoare. În modularea sistemului nervos central și a creierului. Cercetări recente au arătat faptul că aceste bacterii sunt în legătură cu creierul nostru, ceea ce este absolut fascinant. Cum influențează microbiota creierul și comportamentul? Legătura se numește gut-brain axis sau, în românește, axa intestin-creier, care se pare că este bidirecțională. Cu alte cuvinte, este ca o autostradă cu două sensuri între intestine și creier. Căile prin care se face această legătură nu se cunosc cu foarte mare precizie, dar se pare că semnalele merg de la intestin la creier prin intermediul nervului vag, adică a nervului cranian numărul 10. Acesta este un nerv care pornește de la creier și inervează toate organele din piept și din burtă. Este ca un fel de autostradă între creier și organe. Dar semnalele merg și invers, de la organe la creier, tot prin el. Se pare că mai comunică și prin intermediul sistemului nervos enteric. Adică sunt acele plexuri nervoase aflate în intestinele noastre, care la rândul lor sunt în legătură cu sistemul nervos central, care bineînțeles este în legătură cu creierul. Și prin intermediul secreției unor substanțe, cum ar fi diversi neurotransmițători, de exemplu serotonina, care eliberată în sânge ajunge la creier. Creierul controlează nu doar intestinul, ci absolut tot corpul tău și tot comportamentul tău. Iar bacteriile din intestin influențează și, de fapt, ajută creierul să se dezvolte normal. Cu alte cuvinte, se poate spune, fără doar și poate, că ești ceea ce vor bacteriile din intestinul tău să fii. Și având în vedere că bacteriile sunt influențate de mâncare, se poate spune că ești ceea ce mănânci. Ce se întâmplă dacă nu e ok microbiota? Prin nu e ok mă refer la faptul că fie sunt prea puține bacterii, fie sunt prea puține specii, fie raportul dintre aceste bacterii este modificat.
Și atunci se destabilizează echilibrul dintre microbiota și organismul nostru, care înseamnă, pe scurt, că nu-și mai duce la bun sfârșit sau le realizează defectuos toate rolurile pe care le-am enumerat înainte. Adică nu se mai digeră mâncarea bine și apare diareea, constipația sau alte complicații, nu ne mai apare de patogen, deci poate să crească numărul de infecții de intestin. Cum modulează răspunsul imun, poate duce la scăderea sistemului nostru imunitar, ceea ce duce la îmbolnăviri tot mai dese. Ba mai mult, se pare că starea microbiotei e asociată cu anumite boli foarte grave, precum ar fi colită ulcerativă, boala Crohn, Parkinson, autismul, obezitatea, diabetul zaharat și multe altele. Dar mai multe despre asocierile cu aceste boli găsiți în sursele din descriere. Și pe lângă toate acestea, fiind în legătură cu creierul, îl poate face pe acesta să se dezvolte anormal, influențându-ne comportamentul într-un sens negativ. Nu mă refer numai la comportamentul alimentar, ci la tot felul nostru de a fi. De exemplu, șoriceilor, cărora li s-a inoculat în laborator bacterii din intestinul unor persoane deprimate, au început și ei să arate semne de depresie. Ba mai mult, anumite studii au arătat faptul că ar exista și o legătură între microbiotă și inteligență, mai concret, capacitatea cognitivă, care se pare că ar putea fi încetinită în anumite circumstanțe. Sunt și studii în desfășurare care încearcă să vadă dacă ar putea fi și sporită capacitatea cognitivă. Cum se poate deregla microbiota? Unele bacterii din intestin au nevoie de vegetale ca să supraviețuiască, altele au nevoie de zaharuri, altele de grăsimi. Și atunci, în funcție de ceea ce mâncăm, favorizăm dezvoltarea unui anumit tip de bacterii și dispariția altui tip din intestinul nostru. Adică se vor dezvolta mai tare bacteriile pe care le hrănim noi și acestea vor stimula creierul și vor cere mai mult din acea mâncare. Deci, dacă mâncăm sănătos, se vor dezvolta bacteriile bune care ne influențează într-un mod pozitiv. Însă, dacă mâncăm junk food și mâncare nesănătoasă, în mod asemănător se vor dezvolta bacteriile rele, care pe lângă faptul că ne fac rău, vor stimula creierul și vor cere mai multă mâncare nesănătoasă. Și așa intrăm într-un cerc vicios din care nu mai ieșim, care poate să ducă până la probleme foarte grave, precum ar fi obezitatea sau chiar și cancerul. Cum se poate menține un echilibru sănătos între microbiotă și organism și creier? Păi ar trebui eliminate chestiile care ne dezechilibrează microbiota, cum ar fi antibioticele luate în exces sau inutil, pentru că ele omoară inclusiv bacteriile noastre bune. În episodul despre microbi am explicat cum ne face rău abuzul de antibiotice când nu este cazul. Și eliminarea unui regim alimentar nesănătos. Am explicat înainte ce face junk food-ul. În al doilea rând, ar trebui să facem să avem un microbiom cât mai diversificat și mai ales cât mai multe bacterii bune. Acest lucru se face mâncând sănătos și diversificat. Există și ceva medicamente care ajută, mai ales în caz de dezechilibre mari. Acestea se numesc probiotice, adică ele conțin chiar bacteriile bune din microbiotă. În anumite cazuri de boală, există și posibilitatea de a face transplant de microbiotă și se numește transplant fecal. Și da, face exact ceea ce spune numele, adică se transplantează fecale de la un om la altul. Și astfel acel om primește bacterii noi în intestinele lui. Chestia asta se face în cazurile grave de infecție cu Clostridium difficile, care este o bacterie patogenă foarte rea. Și astfel bacteriile bune din intestin reușesc să o omoare. Idei finale. M-aș bucura să rețineți din acest clip că, deși rolul microbiotei este destul de recent descoperit, acesta este foarte important și ne influențează mai mult decât credeam. Acest univers de miliarde de bacterii ce trăiește în noi ne influențează inclusiv creierul și din acest motiv poate fi un aliat foarte puternic sau un dușman de temut. Depinde doar de tine pe cine hrănești, la propriu. Aș dori să mai adaug la ce am spus înainte că e posibil ca în câțiva ani să se descopere faptul că anumite boli metabolice, precum ar fi obezitatea și diabetul, și chiar și anumite boli neuropsihice, să poată fi tratate sau chiar prevenite reglând microbiota noastră intestinală. Este doar o teorie momentană, dar cine știe? Om trăi și om vedea acest lucru. Dar până atunci vă recomand să mâncați sănătos, să citiți sursele din descriere, să trimiteți prietenilor voștri acest video, să-mi dați un like dacă v-a plăcut și mai ales să vă abonați la Premium pe YouTube. Vă mulțumesc pentru vizionare, ne vedem data viitoare!